Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Astăzi ne jucăm cu conectica MC4. O să vă arăt cum lucrează jucăria asta și în același timp învățăm și cum să se face un conector MC4. Să-l punem în operă și de plus și de minus și de ce vreți voi. Da? Avem jucăria asta, cleștele de specialitate, cheița de la Helucabel. Trebuia două, nu găsesc pe a doua. O să vă explic de ce trebuiau două. Dar înainte de asta, hai să vă arăt o jucărie. Am luat pentru stoc. Presetupă, nimic obișnuit până aici. Este M25, da? Fi 25. Dai gaură de 25. Aici avem garnitura și pur și simplu înfige asta. Dacă vedeți, aici are un arc. Și ai băgat presetupa. După care vii frumos, conductorul, cablu, ce bagi pe acolo, da, se poate și cablu și conductor, că există conductor și de 300. Și ca să-l scoți, la fiecare două mărimi există o jucărie de asta. Da? Noi avem 25, l-avem băgat în panou și doar trebuie să-i facem atât. Hap! Și a ieșit afară din panou. Bineînțeles că are și 32. Da? Super tare. Am luat vreo 400 de bucăți de astea. De la Helucabel. Super tare. Nu știu dacă există și varianta din metal. Uite, nu m-am uitat în catalog. Mai puțin important, avem două zburături de conductor solar, da? 6 mm pătrați. Astea se pun pe casă, nu MIF. Asta așa ca o paranteză. Și aici conectorii de la Helucabel. Noi avem aici o bucată mică de conductor. Mare atenție. La ce mare atenție? Desfacem presetupa și o băgăm pe cablu, da? Noi aici, bineînțeles, în demonstrația asta avem cablu liber. Dar nu uitați de presetupă. Odată ce asta a intrat aici, se scoate, dar nu vreți să știți cum. Am văzut mai multe variante pe net la mai mulți când fac cleme de astea și am văzut pe unul dezizolează până aici, ceea ce nu e corect, că trebuie să intre și domnul tată în domnul male în female, ceea ce nu e corect. Întotdeauna plusul este cu gura mare, da? Female sau female și cocoșelul, minusul este mai mic în gură. Exact ca în viața reală. Hai să-l facem pe ăsta primul. Deci, partea groasă, da? Ori mai tare în gură, este plusul. Atenție la când coborâți cu stringurile, s-ar putea să găsiți în panou invers. Da? Montatorii știu despre ce e vorba. Îl luăm pe, nu știu cât de bine se vede în camera acolo. Îl luăm pe bobiță. Nu pleacă de aici, stați liniștiți. Suntem pe 6, da?
Am precizat asta să nu vă uitați sus. Sus e AVG, să vede. Aici avem 4, 2 jumate și 6. Pe mijloc. L-am băgat pe bobița nostru. Să vede. Și strângem cu încredere. Și să vedem ce a ieșit. E făcut ca în fabrică sau nu e făcut ca în fabrică? Căcamaș. Bineînțeles, nu uităm de presetupă pe care trebuie pusă înainte. Adică l-am cu pălaș. Și venim cu jucăria în el. Și acum trebuie să audă, ținem de conductor bine, de conector bine. Și când s-a auzit clank, aleluia! Aici ne trebuiau cheile, dar se poate strânge și la mână. Dar după ce strâng 60.000 de astea, ăsta vine pe jucăria asta, partea hexagon, da? Pe piulița de aici. Și asta vine pe partea de aici. Da, ne mai trebuia o cheiță. Dar din păcate nu știu unde este a doua cheie de la asta. O să folosim din astea două de la Knipex. Da? Și putem să ținem clema cu ăsta și băgat pe cablu strângem cu domnul Knipex. Și acum avem una bucată conector pentru plus, Z plus. Țapă asta de la Helu Cabel. Da. Dacă am cuplat-o cu ăsta, aleluia, nu se desface, de-aia avem cheița asta. Deci poți trage de ea cât vrei, inclusiv de cablu. Ai băgat cheița și ce să vezi, a ieșit din prima. Hai să vedem și partea din minus, da? Partea de male. Ăla cu gura mai mică, da? La fel îl păcălim aici. Îl introducem la gaurice. Și uite-te și în cameră, uite-te și acolo. Și strânge tare bobiță, tare de tot, până face clank, până face poc. La fel, nu știu cât de bine se vede acolo. Bineînțeles, aceeași poveste. Întotdeauna băgăm presetupa pe cablu. Nu că n-ar intra, dar se mai întâmplă. Da? Băgat, trebuie să auzim clank. Clanky, clanky și nu mai iese de acolo. La fel. O strângem cu două cheițe. Strânsă la maxim. Uite, trece peste. Asta mai are până la maxim. Mai putem să strângem, că nu pățește nimic. Și putem să o băgăm în apă. Nu încercați treaba asta, dar se poate. Asta e maximum. Clemele sunt de diferite feluri. Se mufează foarte bine. Deci poți să tragi de el cât vrei.
diverse modeluri. Ăsta e Helu Cable, există de la Cabur, iar așa foarte bune, numai că cheile nu prea sunt universale. Spre exemplu, asta de la Helu Cable ți-l dă afară pe bobiț. Cât e asta în interior aici, iese, dar n-ai treabă. E, fă același lucru cu Knipex-ul. Uite-l. E să bagi ca lumea, ca să poți să scoți mufa de aici. Nu că nu iese, da. Sunt făcute pe diversi producători. Ele, teoretic, trebuie să fie universale, dar nu merge la oricare. Ia să vedem, mai avem? Mai găsim ceva? Wow. Ele, teoretic, sunt la standard. Teoretic. Uite, mai încercăm o dată. Helu Cable cu Helu Cable, da? Avem jucăria asta, le-am băgat, au ieșit, da? Helu Cable cu Helu Cable. Teoretic, distanța dintre ele de aici trebuie să fie la fel, că ele oricum se cuplează una cu alta. Ia și scoate-o cu Knipex. Asta un pic forțată, merge. Am băgat toată cheia și îți dă afară. Bun. Hai să vedem ce avem aici. Helu Cable cu Weidmüller. Da? Ele sunt la fel. Distanța la fel. L-am cuplat. Nu iese. Putem să-l dăm afară cu Knipex. Da? Helu Cable, Weidmüller. Asta e de panou, nu e de cablu, da? Se vede. Da, ele sunt la fel. Așa. Putem să-l dăm afară și cu jucăria asta. E ceva ce nu pricep eu. Și vă explic și de ce. Adică o să vă arăt ce nu pricep. Avem aici una bucată Cabur, da? Hai să luăm un Cabur, uite-l aici, care, repet, e la fel ca Weidmüller, ca formă nu e la fel, ca distanță între astea și ca astea trebuie să fie aproximativ la fel. Da? Hai să băgăm pe Cabur. Da? Folosim pe nenea Knipex și iese ușor. La fel. Trebuie să iasă și cu cheia asta de la Helu Cable. E, acum țineți-vă bine. Îl luăm pe Helu Cable cu Cabur. Ele s-au cuplat, electric sunt corect, teoretic avem conductor aici, da? Hai să vedem cu ce îl dăm afară. Cu ăsta nu prea merge, că depășește limita, e cu mult mai mare. Da, ăsta nici atât, da? În niciun fel nu poți să-l păcălești pe ăsta. Bine, am eu metoda Mebo. Ții de el tras, vii cu Vago și l-ai dat afară. Da? La fel avem aici Cabur. Female male. Hap, se cuplează cu toate, da? Ia să vedem, cu ăsta putem să-l dăm afară? Nu putem să-l dăm afară. Cu Helu Cable, la fel. Asta e băgat aici. Asta e plecată papa tutu. Și la fel
cabur cu Weidmüller. Și Weidmüller cu Weidmüller nu merge. Nu merg sculele astea. Că ele sunt, uite-le, Weidmüller cu cabur. Ele se cuplează, fac contact, fac de toate. Da? Nu poți să-l dai afară. La fel. E, zici că e cheia mai mare. E foarte ciudată chestia asta. Așa că vă aștept la comentarii să vedem să explicații care e treaba cu băgatul jucării. Mai asta nu mai găsesc pe a doua. Astea de la Knipex trebuiau să fie minim universale. Ce e defect? Mufa de la cabur sau scula? Sau fiecare producător are scula lui. Chiar aștept jos la comentarii. V-am pupat. Ne vedem la filmulețul următor.